Bună seara, bună seara, dragii mei, bine v-am regăsit astăzi la un nou etalare, o etalare interactivă, pentru că m-ați rugat, vin în întâmpinarea dumneavoastră cu o etalare despre o relație de trio. Așa că vom vorbi puțin despre sentimentele persoanei dumneavoastră vis-a-vis de dumneavoastră, vis-a-vis de cealaltă persoană, conexiunea dintre dumneavoastră, conexiunea dintre persoane voastră și celelalte ființe, dacă vă veți împăca, ce va urma. Ce anume au ținut în ei, în ele atâta vreme, ce nu v-au comunicat, ce nu v-au spus până acum și ce ard de nerăbdare, dacă este cazul să vă comunice, ce sentimente au acum pentru voi și ce simt pentru voi, care este legătura, care poate să fie sau să mai fie legătura dintre voi doi de aici înainte, de ce acum și ce îi determină, dacă îi determină să facă niște pași către voi și relația voastră încotro, având în vedere că între dumneavoastră există o a treia persoană. Repet, este o etalare pe care mi-ați sugerat-o de foarte, foarte multe ori. Am tot ocolit-o, dar până la urmă va trebui să satisfacem dorințele tuturor celor care se uită pe Auroscop. Așa că, dragii mei, dacă vă atrage titlul, vă va atrage titlul etalării, înseamnă că cu siguranță veți găsi, cred eu, mesaje pe care să le puteți adapta în funcție de zodiile dumneavoastră, de zodiile cu care vă confruntați și în funcție de problemele noastre particulare. Dacă nu, înseamnă că nu sunt mesaje pentru voi în această seară. Am ales trei culori cunosc pe lume. Pentru prima variantă, culoarea roșie, pentru varianta a doua, culoarea galbenă și pentru cea de-a treia variantă, culoarea albastră, mai ales că mi-ați sugerat să fac și etalări interactive, să nu mai fac, sau mă rog, să interpun etalările interactive cu cele generale. Acum, pentru fiecare din cele trei culori, cei trei pioni, o să aleg și un mesaj particular de deschidere acestei etalări. Ok, deci pentru prima variantă, pentru cea de-a doua variantă, următorul mesaj cu ajutorul ghizilor spirituali, cărora le mulțumesc ca de fiecare dată pentru participarea la etalările pe care le fac pentru dumneavoastră. A treia variantă și al treilea mesaj sosit din partea minunaților ghi spirituali, varianta albastră sau varianta a treia. Un mesaj pentru voi, dragii mei, dragile mele, sper că sunt bine, sănătoși, voioși, voinici. Haideți să vedem un mesaj și pentru cei care au ales varianta a treia. Mulțumesc! Această etalare este valabilă ori de câte ori dumneavoastră vizionați acest video. Bun, acestea fiind zise, vom începe cu prima variantă, varianta roșie. Pe celelalte o să le punem deoparte. O să-mi notez și timpii pentru a nu pierde vremea. Bun, pentru varianta roșie o să pun aici. Cred că se și vede. Bun, un mesaj suplimentar pentru voi. Dragii mei, pot să vă spun că în viața dumneavoastră urmează o renaștere. O renaștere, o împăcare, dacă vreți. O perioadă în care Universul vă testează sau v-a testat sau vă aflați la finalul unei perioade în care ați cam fost testați așa de către Univers și se va finaliza cu o renaștere, supraviețuire a relației voastre sau poate că este vorba despre o revigorare, de ce nu, a relației voastre, pentru că există o foarte mare dependență, cel puțin la nivel intuitiv, la nivel telepatic, la nivel celular. Empatizați foarte tare cu această persoană și este ca și cum ați vorbi cu propria persoană. Este reflexia voastră și fie că vă doriți, fie că nu vă mai doriți, această persoană va fi cumva umbra dumneavoastră și este umbra dumneavoastră.
pentru că gândurile sale sunt îndreptate către voi, așa cum și gândurile dumneavoastră sunt îndreptate totuși către această persoană. Și veți găsi soluțiile sau împreună, cred, pentru că aici este o legătură extraordinar de puternică formată sau va fi o legătură foarte puternică formată în urma unei vindecări. Vă veți vindeca rănile, veți vindeca rănile trecutului și această persoană chiar își dorește să vindece rănile trecutului și va găsi soluțiile necesare, resursele pentru a reuși. Este extrem de determinată persoana la care dumneavoastră vă gândiți să facă și niște pași către voi. Mai ales dacă în ultima perioadă s-ar fi putut ca voi să fi trecut printr-o situație medicală sau să fi fost bolnavioare, să fi avut oarece probleme în zona abdominală. Nu știu dacă există aceste probleme, însă eu vi le comunic cu probleme cu organele interne, în general. Iar în zona abdominală, doamnele și domnișoarele, probleme, eu știu, în partea aceasta a sistemului reproducător. Alminteri, există o perioadă în care această persoană va fi lângă voi. Cred că dacă aveți o problemă în sensul acesta, s-ar putea să fie și un moment important în care își face apariția, în care își reface apariția cumva sub chipul acela de a vă ajuta, de a sta lângă voi, de a participa la vindecarea voastră, acolo, bineînțeles, unde va fi cazul. Deci una peste alta, cred că această persoană își dorește să vă întindă o mână, cumva să vă ajute, să vă sprijine și să chiar să vă spună acest lucru. Vreau să te ajut pentru că nu vreau să-ți fie rău, vreau să-ți fie bine, vreau să fiu alături de tine în aceste momente mai puțin sau mai mult delicate. Și în urma acestui eveniment, în urma acestei vindecări, s-ar putea ca și relația voastră să se revigoreze, să capete o altă turnură, mai ales dacă este în momentul acela lângă voi. Cred că există o a doua șansă pentru această persoană. Bun, haideți să vedem, dragii mei, eu o să folosesc un singur pachet de cărți de oracol, acolo unde simt nevoia o să mai întreb și alte, o să mai folosesc și alte pachete de cărți, să vedem care mi-atrage atenția, așa, în mod spontan. Bun, haideți să vedem, dragii mei, să răspundem și la câteva întrebări pentru voi. Ce au ținut în ei atâta vreme și nu v-au comunicat până acum? Ok, haideți să vedem ce au ținut în ei, în ele, atâta vreme și nu v-au comunicat. Au sărit destul de multe cărți. Există o nerăbdare, să știți, a acestei persoane să reintre în viața voastră. Ce au ținut în ei până acum, în ele, și nu v-au comunicat? Ok, haideți să vedem. Ce ard de nerăbdare să aflați? Ce sentimente au acum pentru voi? Ce sentimente au în ceea ce privește cealaltă persoană? De ce acum, ce îi determină să se gândească la voi? Ce se întâmplă acum în viața lor și dacă vă veți împăca, ce va fi? Ok, eu mi-am notat aceste întrebări ca să nu o pierd din vedere. Bun, dragii mei, haideți să vedem. Această persoană are foarte mare răbdare, a avut foarte mare răbdare și încă are răbdare cu tot ceea ce se întâmplă între dumneavoastră și el sau ea, mai ales dacă sunteți un trio, pentru că despre asta este vorba. Are răbdare și știe că lucrurile se rezolvă la timpul potrivit. S-ar putea să fie o
o diferență de vârstă între dumneavoastră, dacă sunteți energie feminină și energia masculină, energia masculină fiind mai tânără. Ca semne zodiacale predominante, Capricorn, Taur, Berbec, Săgetător, Fecioară, Gemeni. În viața sa să știți că există destul de multe certuri, destul de multe lupte acerbe între ființa la care vă gândiți și persoana cu care este în prezent. S-ar putea să fie acolo niște certuri sau să fi început de cel puțin 5 zile, 5 săptămâni, poate și mai mult, o jumătate de ani, să fi început niște fricțiuni. Eu zic că aceste certuri pe care le au sunt aproape frecvente, aproape zilnice, iar această persoană nu încetează să se gândească la voi și la, mai ales la amintirile pe care le aveți împreună. Unii dintre dumneavoastră ar putea să vă fi redescoperit după foarte multă vreme. Asta mă duce cu gândul la faptul că s-ar fi putut să fiți împreună în anii tinereții sau în copilărie. Există o oarecare regăsire în multe cazuri. Pentru că sunt aceste amintiri, amintiri din copilărie, amintiri din adolescență, amintiri din tinerețe sau pur și simplu această persoană face parte din trecutul dumneavoastră, dar și din viitorul dumneavoastră în foarte multe dintre cazuri. Pe dumneavoastră vă ține minte, îi sunteți în inimă și în suflet, i-ați rămas acolo. Indiferent de situația dintre dumneavoastră, cu cealaltă persoană sau pentru cealaltă persoană, simte că are o legătură din punct de vedere financiar, după cum vedeți și dumneavoastră. Totul se rezumă la cadouri, totul se rezumă la bani, totul se rezumă la statut social, material și așa mai departe. În foarte multe cazuri, persoana dumneavoastră este asociată unei ființe care îl susține din punct de vedere financiar. De unde și toată această perioadă de mai bine de 6 ani, să zicem așa, în care a fost implicată în această relație, dar nu emoțional, nu sentimental. Emoțiile le-a păstrat pentru voi. S-ar fi putut să fie cu această persoană și să vă fi redescoperit după foarte multă vreme sau să vă fi descoperit, poate, prin intermediul jobului sau, eu știu, chiar și la distanță. Aici nu văd o distanță extraordinar de mare, pentru că această ființă este implicată emoțional și atunci distanța fizică nu contează în această ecuație. Contează amintirile și emoția imprimată în aceste amintiri față de statutul acesta social. Este adevărat că și-a construit o viață lejeră, o viață confortabilă, să-i spunem așa. Este o persoană care îi place confortul. De ce să nu recunoaștem acest lucru și cred că știți și dumneavoastră acest lucru. Dacă s-ar putea să facă din două persoane una, atunci ar fi perfect. Însă, nu cred că în momentul de față va încerca să taie orice legătură cu persoana care îl susține financiar, fie femeie, fie bărbat. Cred că își dorește în continuare acest confort material, își dorește în continuare acest lux, însă partea sa de suflet vă este atribuită totalmente. Este un vânător sau o vânătoreasă, este un cuceritor prin natura sa, prin natura meseriei sale. A încercat posibil să vă cucerească, a durat ceva vreme până a reușit, de aceea va face din nou acest lucru. Va dori să vă recucerească pentru că își dorește acest lucru. Și se consideră o persoană norocoasă. Așteaptă momentul propice ca să vă aducă înapoi. Și are răbdare. Are răbdare. Însă ceea ce pot să vă spun cu siguranță este că se gândește la voi, indiferent de acest aspect financiar. Clar financiar, care îl leagă de celelalte persoane, dar cel puțin de persoana cu care este în prezent. În această iarnă,
își dorește foarte tare ca destinul să intervină pentru voi, să poată să spere că voi doi veți fi împreună. Și de ce spun acest lucru? Pentru că această carte înseamnă speranță. Această persoană își speră că va fi destul de norocoasă ca să poată să aibă parte de această renaștere, iar destinul să îi întindă această mână de ajutor pentru a putea să revigoreze această relație. Această carte înseamnă noroc, iar această carte înseamnă speranță. Speră că va avea tot suportul din partea Universului pentru a acționa. De ce? Pentru că vă cunoaște foarte bine, vă știe foarte bine și știe că nu crede de fapt că renunțați atât de ușor la această persoană. Șatenă cu ochii căprui verzui. 38, 49, 47, 53, 29 în unele cazuri. S-ar putea ca în luna noiembrie a anului trecut să vă fi certat destul de răuț. Însă să știți că indiferent de aceste certuri, posibil să-i fi dat un termen, iar această persoană să nu fi fost în stare, să nu fi fost determinată, această ființă să facă o mișcare inteligentă pentru a vă îndeplini această dorință. Nu cred că a făcut-o și nu cred că o va face, cel puțin în următoarele 6 luni, însă legătura dumneavoastră este extrem de puternică. Voi sunteți legați și clar povestea nu este terminată. Mai mult decât atât, există al doilea mesaj care vorbește despre împăcare. Această persoană v-a făcut ceva probleme, v-a supărat, haideți să-i spunem așa, v-a supărat foarte mult. Nu știu dacă nu ați știut, pentru că aici mie mi se pare că deja de la începutul relației ați știut că este cu cineva, nu este că ați aflat ulterior că vă înșală. Cumva lucrurile au fost asumate până într-un anumit punct, până când nu s-a mai putut. Emoțiile au luat-o razna, posibil ca și dumneavoastră și cealaltă persoană să fi ținut aceste emoții sub control până când sentimentele s-au amplificat. Și de aici un tăvăluc de emoții, de sentimente, de decepții, de certuri, bineînțeles, cu această dorință din partea dumneavoastră, în unele cazuri, de a își rezolva situația particulară cu cealaltă persoană, iar apoi să vină la dumneavoastră liber de contract sau liberă de contract. Vorbim despre energia feminină ca fiind o energie brunețică cu ochii negri, în foarte multe cazuri, iar ca inițiale G, C, I, R, A, M, de asemenea O, N, H, P, B, T, de asemenea P, L și K și K. Zodia lui, iară, este o zodie care tot apare și reapare. Cred că dumneavoastră sunteți persoana care are acea putere de a stăpâni această persoană. S-ar putea să fie o persoană destul de zvăpăiată sau să-i placă să trăiască periculos în foarte multe dintre cazuri. Bineînțeles că nu este obligatoriu să se întâmple pentru fiecare dintre dumneavoastră în parte. O dragoste cu năbădăi, dacă vreți, o dragoste care nu se poate uita atât de ușor, o dragoste a cărei finalitate nu este nici pe departe aproape. Din punctul meu de vedere, în funcție de ceea ce simt eu acum pentru dumneavoastră, este că această persoană
se gândește în scurtă vreme să vă ofere un mesaj în care intenția sa, cu siguranță, sau 80% din cazuri, este de a relua această legătură și de a fi, de a vă împăca. Bun, haideți să vedem dacă vă veți împăca. Vreau să știu ce va fi, care sunt șansele ca această relație să supraviețuiască sau ce va fi voi doi, conexiunea voastră încotro. Și acum că tot mi-a transmis telepatic, vreau să știu dacă va renunța la cealaltă persoană pentru a fi cu voi, deși în interiorul etalării deja lucrurile cred că sunt în această direcție de a nu renunța cel puțin imediat. Deci mai durează ceva până când va... Ia uitați ce mi s-a lipit de mână. Răbdare. Vedeți? Deci dacă veți fi împreună, va trebui să aveți răbdare. Asta spuneam, că încă lucrurile nu vor fi cel puțin pentru următoarele 6 luni, așa cum veți dori dumneavoastră. Adică veți relua în multe cazuri această relație pentru că vă iubiți, pentru că există foarte multă pasiune. Mă tot uit la îngerașul acesta, nu știu ce care, îngerașul inimioară îmi tot face cu ochiul. Există foarte multă pasiune. Nu este prima dată, cred, când vă aflați într-o astfel de stare. Este evident că nu poate trece peste amintirile voastre, nu vă poate scoate din minte, nu este ușor fără voi. Sunt două cărți care vorbesc despre același lucru, răbdare, numai că aici scrie în engleză, jos, răbdare și răbdare. Deci, cu siguranță, dacă vreți ca această persoană să fie în viața dumneavoastră sau dacă vreți o relație cu această ființă, va trebui să aveți răbdare. Și vreau să știu dacă această persoană va renunța totuși la această sau va renunța la acest trio pentru cei care au ales prima etalare. Dacă va renunța la acest trio într-un final, haideți să-i spunem așa, dacă va renunța totuși la acest trio, dacă ar sări o carte, aș fi profund recunoscătoare. Vedeți, va mai dura. Deci dacă va renunța la... va putea să renunțe la această persoană, dar va trebui să ceară ajutor din partea altor ființe. Adică, cred că această ființă care îl susține sau o susține financiar este o persoană suspusă sau o persoană oficială sau în haine de stat sau o persoană mai mare decât persoana voastră, cu mai multă influență, de exemplu, fiind factor de decizii. Acolo sunt niște lucruri mult mai delicate despre care va mai trebui să vorbim. Acum, în acest moment, pot să vă spun că va ajunge cel puțin la o rezolvare pe cale amiabilă. Așa spun ghizii spirituali. Deci, eu zic că renunțarea se va produce, va mai dura, posibil 6 luni, poate și mai mult, dar trebuie să se ajungă la o soluție amiabilă, această soluție amiabilă fiind provenită din partea unor persoane care se vor implica în relația lor și va conduce acolo, că poate să fie ori avocați, ori mediatori, ori persoane din jurul lor, persoane de încredere și așa mai departe. Deci în toată această ecuație vor interveni mai multe persoane. Însă, așa cum se anunță, eu zic că lucrurile merg într-acolo încât voi vă veți împăca, această ființă va renunța la această a treia persoană, dar nu va fi chiar atât de simplu, chiar atât de ușor. Bun, haideți să vedem pentru cei care aleg cea de-a doua variantă.
Varianta galbenă. Ei, pentru voi, cei care ați ales această a doua variantă, pionul galben, haideți să vedem dacă gelozia joacă un rol important în cazul dumneavoastră, un mesaj suplimentar. Pentru cei care au ales varianta a doua, la orice v-ați gândit, la situație, la persoană, la renunțări, la nerenunțări, la reluări de relație, aveți un succes strălucitor. Nu vă spun eu, vă spun, dragii noștri spirituali, să stați liniștiți, pentru că s-ar putea ca tot ceea ce a fost mai greu a trecut și pentru voi, după această problemuță pe care urmează să o rezolvați fiecare pe partea sa, cred eu, în această a doua etalare, urmează o perioadă de relaxare. Practic, puteți să vă relaxați și să aveți încredere în ceea ce vă oferă divinitatea. Folosiți orice oportunitate bună, favorabilă, mai știind că universul lucrează pentru binele vostru cel mai înalt. Este o relație protejată, dacă este să mă întrebați pe mine. Adică veți trece de un hop și veți avea parte în sfârșit de acele momente în care puteți să respirați ușurați. Și o să vedem despre ce este vorba. Ce au ținut în ei atâta vreme și nu v-au spus, ce nu v-au spus până acum și ard de nerăbdare să vă comunice persoanele voastre, ce sentimente au acum pentru voi și ce simt pentru voi și ce simt în ceea ce privește legătura cu cea de-a doua persoană sau cea de-a treia persoană, de ce acum și ce îi determină să se mai gândească la voi, ce se întâmplă acum în viața lor. Și dacă vă veți împăca, așa cum am spus și în prima etalare, ce va fi cu voi? Bun. Haideți să vedem. Pentru cei care au ales cea de-a doua etalare, pionul galben, culoarea galbenă. Și să vedem ce reușită aveți voi, dragii mei. Ce reușită aveți voi. Ce au ținut în ei atâta vreme? Ok, ce nu v-au spus până acum și arde nerăbdare ca voi să aflați? Ce sentimente au acum pentru voi și ce sentimente au pentru cealaltă persoană, pentru legătura, mă rog, cu cealaltă persoană, de ce acum, ce îi determină să se mai gândească la de ce acum, da, ce îi determină să se mai gândească la voi, ce se întâmplă acum în viața lor și dacă vă veți împăca, wow, ce se va întâmpla cu conexiunea voastră. Dragii mei dragi, ce au ținut în ei până acum este faptul că întotdeauna ei au fost în defensivă, s-au apărat, faptul că n-ați mai vorbit sau faptul că încă sunteți separați, faptul că sunteți încă la distanță, faptul că nu sunteți un cuplu, asta este rezultatul unei super protecții. Această persoană s-a protejat atât pe el sau pe ea, dar și pe dumneavoastră. S-ar putea ca ambii să aveți legături, alte legături. S-ar putea ca și persoana voastră, s-ar putea ca și dumneavoastră să fiți căsătoriți sau căsătorite. Fiecare își apără relația pe care o are până când veți fi capabile să renunțați ambii pe partea lor, știți cum am spus și la începutul etalării, să renunțați ambii pe partea dumneavoastră pentru a fi împreună și a construi un cuplu. Ce nu v-au spus până acum și ardere în răbdare să vă spună este că s-ar putea ca în viața lor să se fi întâmplat și o să vedem pe parcursul acestei etalări ceva care ia luat pe neașteptate și în această etalare este vorba despre faptul că persoana voastră practic își dorește să uite trecutul său, își dorește să pună capăt unui trecut, își dorește practic să surpe, dacă vreți, tot ceea ce a construit
împreună cu cealaltă persoană. Își dorește să plece din acea relație. Nu-i convine, nu-i place. Posibil ca toată această relație să o fi susținut-o din vari motive, din diverse motive, să s-a săturat. Este pe cale, dacă deja nu a făcut-o și nu v-a anunțat până acum, să pună capăt, să spunem așa, ca să nu folosim, eu știu, vorbe foarte mari sau să spunem, eu știu, că vrea să distrugă, e prea mult spus și un cuvânt foarte greu, dar vrea să rupă pisica în două. Este foarte supărată, tună și fulgeră, nu îi convine viața pe care o are și este hotărâtă, determinată să îi pună capăt, pentru că așa nu mai poate continua. Foarte multe certuri, foarte multe disensiuni, foarte multe fricțiuni cu persoana în cauză. Acolo, în situația sa, în relația sa, lucrurile nu mai merg. Și nu mai merg de foarte multă vreme. Dar a tot lungit-o pentru că nici din partea dumneavoastră nu cred că a avut acea susținere sau cred că i-a trebuit foarte mult să aibă pe cineva pe care poate să se bazeze în situația în care termină o relație, pentru că nu îi place singurătatea, nu vrea să rămână singur sau singură. Și mai mult decât atât, își dorește să fie sigur sau sigură pe voi sau pe o nouă relație. Adică această persoană nu vrea să plece dintr-o relație pur și simplu fără să aibă ceva în spate, să nu aibă un scut de protecție. Și așteaptă și a așteptat momentul oportun să aibă acest cuvânt de spus, această decizie, dar să nu fie din vina sa. Posibil să fie așteptat ca cealaltă persoană să facă o greșeală. A așteptat cumva, acesta este mesajul pe care eu îl primesc, a așteptat ca cealaltă persoană să calce strâmb tocmai pentru a ieși din toată această ecuație bazma curată și a spune ok, deci nu eu am fost cel care am greșit sau cea care am greșit, vezi că și tu ai greșit, de ce să mai stăm împreună? Și s-ar putea ca cealaltă persoană să fi făcut și niște alte lucruri, dacă înțelegeți ce vreau să vă spun, niște alte lucruri neortodoxe, tocmai pentru a ține această ființă în frâu. S-ar putea ca persoana cealaltă să vă cunoască sau persoana voastră să-i fi spus despre relația aceasta în momentul în care lucrurile nu au mai mers, iar cealaltă persoană să fi tunat, să fugerat și să fi umblat și cu aceste lucruri necurate. Deci de asta vă spun că s-ar putea să fie aflat cumva de voi. Dacă nu de la persoana voastră, cu siguranță de la alte persoane, așa zise, binevoitoare din jurul vostru. Această ființă a treia s-ar putea să fie mai mare decât persoana voastră, dacă este energie feminină roșcată cu ochii închiși la culoare, o ființă foarte, foarte alunecoasă, destul de destupată, isteață, care cam tună și fulgeră, dacă este să mă întrebați pe mine, și este o ființă care a împovărat persoana dumneavoastră, a îngreunat tot timpul persoana dumneavoastră cu tot felul de reproșuri, cumva parcă i-a spălat mintea. De asta vă spun că s-ar putea să fie la mijloc și niște chestiuni necurate pe care nu vreau să le valorizez, nu vreau să le dăm așa o altă importanță, ci a încercat pe cât posibil să determine persoana dumneavoastră să creadă că el este vinovatul sau ea este vinovatul în nereușita acestei relații sau în nereușita relației lor. Dar tot acest secret, toate aceste informații ascunse, pentru că această a treia persoană este o persoană extrem de ascunsă, au ieșit la iveală. Moment în care persoana voastră va spune nu sau a spus deja, eu zic că lucrurile la voi în acest caz s-au și
s-au și întâmplat. V-au spus, știți deja de ele, dacă nu, cu siguranță urmează să știți despre acest lucru și mai ales că își dorește foarte tare să spună gata, până aici, dacă s-a ajuns chiar aici să mi se ascundă aceste lucruri sau să mi se spună aceste lucruri sau să facă aceste lucruri împotriva mea, eu care o consideram sau care îl consideram un om just, un om, eu știu, destupat la minte, iată că lucrurile vor fi tranșante între noi doi. 7 puncte, 7 zile, lucrurile se precipită extraordinar de mult sau poate pe data de 7, o dată importantă în care cei doi au rupt pisica în două. Lucrurile sunt clare sau vor deveni din ce în ce mai clare. De ce acum? Este un răspuns foarte, foarte clar. Vedeți această carte care vorbește despre claritate. Lucrurile au devenit clare și exact cum spuneam și mai sus, persoana voastră parcă știe deja ce are de făcut și deja este orientat cumva sau s-a reorientat către voi. Încă vor fi bătălii, legătura cu cealaltă persoană stă sub semnul acestor certuri, argumente, contraargumente, încă vor mai fi certuri, s-ar putea să fiți și dumneavoastră sunate sau depinde de situație de această a treia persoană care văd că nu se lasă cu una, cu două, s-ar putea să vă vândă tot felul de gogoșele, să vă spună, eu știu, că ați fost și dumneavoastră înșelați, înșelate ca și ele sau ca și ei. Nu cred că este nimic nou sub soare, însă ceea ce trebuie să știți dumneavoastră este că destinul este de partea dumneavoastră dacă aveți încredere că Universul lucrează pentru binele vostru cel mai înalt, al dumneavoastră, al celelalte persoane. O să vedem despre ce este vorba. Repet această dată, 7, care este extrem de importantă, sau pe o dată de 7, peste 7 puncte, destinul își va spune cuvântul sau destinul intervine pentru voi, dragii mei, și veți vedea că toată această întârziere, pentru că posibil să fi întârziat până să deveniți un cuplu sau toată această, cum se numește, da, întârziere, delay, o să se dovedească a fi necesară. Toată această întârziere, toate aceste lucruri vor ieși la iveală. Sunt niște secrete care vor fi ieșite la iveală și în urma acestor secrete, informații care au fost ascunse persoanei dumneavoastră de către cealaltă ființă, va conduce la o decizie extraordinar de importantă a persoanei voastre, aceea de a renunța la acest trecut și a veni către voi. Gândindu-se la a face o familie cu voi, la a avea copii împreună dacă situația, vârsta vă permite, sau își dorește foarte tare să vă protejeze. Spuneam și la începutul etalării că și-a dorit foarte tare să vă protejeze și a folosit orice pauză, orice pauză temporară, bineînțeles, orice discuție sau orice a făcut-o tocmai pentru a vă proteja pe voi de cealaltă ființă. Ce va fi între voi, aici este evident, mai mult decât niciodată că este vorba despre un trio, există o teamă de viitor. Există o oarecare reținere, cred, din partea dumneavoastră în ceea ce privește relația celor doi care se va încheia. Bineînțeles, eu zic că s-a încheiat deja cu surle și trâmbițe, însă mai sunt acolo niște fricțiuni, niște lucruri care se vor spune și se vor spune totuși destul de mai mult decât tranșant, dureros. Vor mai fi niște lucruri acolo care nu vă vor face plăcere, să zic așa, dar având în vedere acest mesaj de la începutul acestei etalări, succes strălucitor, ținând cont de finalitatea acestei
întâmplări și aici v-am spus, eu văd și o sarcină sau dacă nu este vorba despre sarcină, există clar abundență emoțională, starea aceea de bine, exact cum este femeia însărcinată. Femeia însărcinată se presupune că, sau mă rog, așa ar fi minunat ca în acea perioadă să fie cea mai frumoasă perioadă, cea mai relaxantă, când femeia înflorește. De asta vă spun, dacă nu este vorba despre o sarcină, este vorba despre o înflorire, o înflorire personală. De momentul în care voi doi o să fiți împreună, este vorba despre înflorirea acestei relații, dar vă este încă teamă. Deci vor fi niște pași de făcut. O să cerem acum și o recomandare din partea ghizilor spiritual pentru această relație a voastră, voi doi încotro, mulțumesc, voi doi încotro, ești în siguranță. Dragile mele, dragii mei, sunteți în siguranță. Deci dacă vă este teamă, am vrut să clarific această carte, ce înseamnă această teamă în ceea ce privește viitorul relației voastre, nu cred că aveți de ce să vă fie teamă, pentru că veți fi în siguranță. De ce? Pentru că sunteți, cred că, sortiți să fiți împreună și mai ales că aveți această victorie. Faceți în continuare ceea ce faceți pentru că faceți bine. Am întrebat încă o dată, pentru siguranță aveți o schimbare extraordinară în viața dumneavoastră și o schimbare fericită. Veți alerga fericiți, fericite către un început spectaculos, succes, cum spuneam, strălucitor pentru cei care ați ales această a doua etalare. Vorbeam la început despre gelozie. Gelozia este din partea celelalte persoane, de partea Maleficentei, care, v-am zis, va rămâne în urmă. Vor fi tot felul de reminiscențe, dar până la urmă relația voastră este protejată, așa că nu aveți de ce să vă fie teamă. Ca semne zodiacale, Taur, Gemeni, Fecioară, Leu, Balanță, Săgetător, Capricorn și un Berbecel, chiar avem aici, Gemeni, cred că am zis. Deci, dragii mei, capul sus, aveți pentru ce să luptați și va fi o hotărâre extraordinar de decisivă. Ori, adică nu cu ori albă, va fi clar o hotărâre îndreptată către voi. Ok, haideți să vedem pentru cei care aleg cea de-a treia etalare, etalarea pionului albastru, să vedem culoarea albastră, imediat să-mi notez și eu timpii. Pentru voi cei care ați ales cea de-a treia variantă, culoarea albastră, haideți să vedem un mesaj suplimentar. Pentru voi, wow, ce frumos, dragii mei! Un nou început pentru voi. Ce să mai să vă mai țin pe jar, aveți un nou început, mai ales dacă doamnele și domnișoarele sunt în etate. Dacă sunteți doamne și domnișoare printre minunații urmăritori ai acestui canal, aveți o șansă extraordinară a unui nou început. Dacă este vorba despre un trio sau dacă persoana dumneavoastră se află într-o altă relație. Una peste alta, aveți extrem de multe mesaje, mai ales de la o persoană care se află la o oarecare distanță, cel puțin fizică, față de voi. Vorbim de persoane cărunte sau persoane grizonate, cu ochii deschiși la culoare, persoane extrem de bune, de... Vă simt pe voi, dragile mele, că sunteți extrem de bune, de o bunătate fantastică, altruiste. Și această carte vorbește despre acest altruism de care dați dovadă. Și datorită faptului că ați dat dovadă de această bunătate, aveți sprijin
din partea universului. Practic, voi ați făcut totul pentru această persoană, fără a aștepta recompense, fără a aștepta ca această ființă să vă recunoască ceva vreodată. Și tocmai pentru că sunteți atât de speciale, de divine, de altruiste, aveți șansa aceasta a unui nou început care în foarte multe cazuri s-ar putea să vină pe calea aerului. Deci tot pe calea aerului. Mesaj, telefon, foarte multe vești pentru voi, dragii mei. Vedeți, dragile mele, vedeți că nu este întâmplător, nu sunt întâmplătoare nici culorile. Dacă sunteți domn, există în viața dumneavoastră o persoană extrem de bună, o persoană care nu așteaptă nimic în schimb decât să fiți împreună cu ele. Nu vă leagă cu nimic, nu v-au legat niciodată cu nimic, nu v-au strâns niciodată cu ușa. Dacă aveți în viața dumneavoastră astfel de persoane, este foarte posibil să vă gândiți la un nou început și divinitatea vă transmite că astfel de persoane nu trebuie scăpate. Sunt foarte puține persoane la ora actuală care sunt atât de bon om. Eu zic că este vorba aici despre energie feminină, dar poate să fie și o energie masculină. Un om care se gândește la celălalt, la bunăstarea aproape lui. Sunt foarte rari, eu aș zice că sunt chiar niște vindecători, niște lucrători în lumină, adevărați îngeri pe pământ. Deci dacă aveți în viața dumneavoastră o astfel de persoană, n-o scăpați, dragii mei, dacă dumneavoastră sunteți energiile feminine despre care vorbesc, cu siguranță meritul este al dumneavoastră și recompensa este mult mai aproape decât bănuiți. Haideți să vedem, dragii mei, dragile mele, fie că sunteți bărbați, fie că sunteți femei, iată, aveți roata norocului în calea dumneavoastră, așa că aveți încredere pentru că totul se va întâmpla conform așteptărilor voastre. Haideți să vedem ce au ținut în ei atâta timp în ele și nu v-au comunicat până acum, ce vor să vă spună și ard de nerăbdare, ce sentimente au acum pentru voi și ce sentimente au pentru cealaltă persoană, pentru că vorbim despre un trio. De ce acum, ce îi determină să se mai gândească la voi, ce se întâmplă acum în viața lor și dacă vă veți împăca, ce va fi. În finalul etalării cerem sfatul ghizilor spirituale. Haideți să vedem pentru voi, dragii mei, dragile mele. Ok, haideți să vedem ce au ținut în ei atâta vreme, în ele, ce au ținut și nu v-au spus până acum, ce arde nerăbdare să vă comunice, ce sentimente au pentru voi și ce sentimente au pentru cealaltă persoană. Ok, de ce acum, ce îi determină să se gândească la voi, ce se întâmplă acum în viața lor și dacă vă veți împăca, ce se va întâmpla, ce îi determină să se gândească la voi, am zis ce sentimente au și dacă vă veți împăca și veți fi împreună, ce se va întâmpla în viața dumneavoastră. E bine, ce au ținut în ei atâta timp și nu v-au spus este că dragostea pe care a avut-o pentru voi atunci când v-au întâlnit a fost ca o scăpare. Ca o ușă de scăpare, ca o cale, de fapt, nu ca o ușă, ca o cale de scăpare din viața lor particulară. O viață care a fost sub semnul aspectului financiar.
Posibil să fi construit împreună cu cealaltă persoană un imperiu sau să fi construit o afacere sau să fi cumpărat domenii, casă, mașină, poate nu vorbim despre niște averi exorbitante. Însă faptul că materialul a stat la baza acestei relații a deteriorat în timp legătura dintre cei doi. Practic, nu-i mai unește decât ceea ce au construit împreună, ceea ce au împreună. Viața lui, viața ei, însă, a intrat într-o rutină care i-a măcinat extraordinar de mult, încât i-a determinat să caute în altă parte. Această breșă i-a adus la voi. Fie că v-ați cunoscut pe rețelele de socializare, comunicarea făcându-se, eu știu, prin intermediul mesajelor, fie că ați construit povești frumoase, a susținut, cum spuneam, această persoană extraordinar de mult, v-a împărtășit în foarte multe cazuri experiențele lor, tristețile lor, dezamăgirile lor particulare. Ați stat ca o pavăză. Ați reușit să scoateți nu de puține ori această persoană dintr-o tristețe și dintr-o depresie, aș putea spune, care nu se mai termina. Dumneavoastră ați fost acea persoană care ați ajutat-o să treacă peste toate vicisitudinile vieții. Nu ați cerut nimic în schimb și nici acum nu cred că cereți. Este vorba despre dumneavoastră și, bineînțeles, dacă rezonați cu această etalare. Nu cred că, sau cred că nici acum, nu strângeți cu ușa această persoană, ci așteptați cu mințiri că, cu mințel, să ia o decizie, să ia decizia înțeleaptă, să ia cea mai bună decizie gândindu-se cumva indirect, pentru că dumneavoastră nu i-ați cerut, la echilibrul pe care dumneavoastră îi l-ați oferit. Nu zic că nu știe, persoana dumneavoastră știe și nu de puține ori a alergat la voi, fie virtual, fie fizic, să îl salvați sau să o salvați de el în multe cazuri sau de ea. Era o persoană care nu știa cine este. Dumneavoastră ați învățat-o să iubească. I-ați arătat ce înseamnă o dragoste de suflet. În multe cazuri s-ar putea ca între voi lucrurile să nu se fi întâmplat și la nivel intim, din diverse motive. Poate diferența de vârstă, poate diferența de naționalitate, poate diferența de concepție, de programe și așa mai departe. De ce nu v-a spus până acum și ce arde nerăbdare? Arde nerăbdare să vă spună că între el, ea și celelalte persoane cu care sunt, au intervenit un conflict pe care nu-l mai poate gestiona. Posibil ca certurile dintre cei doi să fie atât de mari, atât de dure, încât nu mai există cale de împăcare. Singura cale este aceea de a pune capăt acestui trecut, de a pleca, de a renunța și va face acest lucru spontan. Și în cea de-a treia etalare s-ar putea să fie posibil o continuare a celei de-a doua. Există această dorință și această determinare a persoanei dumneavoastră să dea cu piciorul la tot ce a construit, la tot materialul care stă între cei doi, pentru fericire, pentru liniște, pentru echilibru și pentru vindecare emoțională. În foarte multe cazuri v-au făcut să suferiți, dar nu ați privit această suferință ca pe o corvoadă. Ați luat-o ca atare, ca pe experiență și ați trecut peste multe. Pentru că ați fost alături de această persoană. Ați susținut-o. Ați iubit-o. Sufletește. V-ați pus sufletul pe tavă. Posibil să-i fi spus la un moment dat: du-te și trăiește-ți viața până când nu mai poți. Când nu o să mai poți, ai să vii la mine. Și atunci am să te accept. Nu știu dacă ați făcut-o chiar fără a vă durea acest lucru, dar ați făcut-o. Dragostea doare.
Dorul doare, dar ați așteptat? Sau dacă ați aștept, dacă ați vrut să așteptați cu mințică, cu mințel, destinul vă răsplătește, așa cum spuneam și în începutul acestei etalări. De ce? Pentru că vi se va face dreptate. Această persoană va alerga la voi. S-ar putea să plece de acasă, s-ar putea să pună stop dintr-o dată între ei să intervină acest conflict, această ceartă extraordinară și dacă până acum găsea soluții sau de dragul acestui aspect financiar trecea peste certuri, peste conflicte, hai că poate se schimbă mâine, hai că ne revenim, hai că poate, de data aceasta va face ceva spontan, chiar și pentru el, chiar și pentru ea. Și va pleca de acasă, va părăsi cealaltă persoană din toate punctele de vedere. Inclusiv, posibil să încerce chiar să renunțe la absolut tot, la casă, la avere, la tot ce au construit împreună. Va lua o decizie spontană. Mai mult decât surprinzătoare, zic eu, persoana dumneavoastră. Și va veni la voi. Va veni. Aceasta este o carte a mișcării. Pleacă dintr-un loc, își schimbă viața la 180 de grade și vine către voi. S-ar putea să fiți surprinse, dragile mele, sau dragii mei, de o călătorie, de o vizită. S-ar putea chiar să vă sune și să vă spună că se mută la voi. Sau să vă închiriați ceva, să stați împreună, să alcătuiți de data aceasta un cuplu din toate punctele de vedere. De ce toată această situație le determină să gândească la voi? Pentru că s-a săturat de limite, s-a săturat să-i fie limitată viața. S-a săturat de restricții. Posibil ca cealaltă persoană să-i fi pus destul de multe restricții. Să-i fi pus foarte multe bariere. Această persoană își dorește să trăiască liber, să trăiască după bunul plac. De asta își dorește foarte tare să iasă din acest trecut pe care acum îl consideră inutil și toxic. Consideră că a pierdut vremea, consideră că ar trebui să termine mult mai de mult și să vină alături de persoana pe care până la urmă a iubit-o foarte mult. Sau acum realizează, de fapt, pe cine a iubit mai mult. Banii sau sufletul. Cinci, șase, opt. Ca și date importante, 6 primează foarte mult, poate 6 luni, poate peste 6 săptămâni, această persoană să rupă lanțurile relației în care este acum și să vină la voi să-și dorească această reluare de legătură, dar nu neapărat să vorbiți tot la distanță, ci să formați un cuplu. Posibil ca în luna noiembrie anului trecut să fie avut, eu știu, o anumită disensiune sau, eu știu, cineva să fi dorit să renunțe la această etalare, să renunțe la... Da, poate vreți să nu vă mai uitați la această etalare, să vedeți finalul. Poate și-a dorit foarte mult să renunțe la această relație din lipsă de curaj, din neputință, mai bine zis. Și cred că dumneavoastră ați vrut să renunțați pentru că nu mai aveați curajul să mergeți mai departe. Sau ambii, posibil să fi încercat o ruptură temporară, de fapt. Însă, iată că lucrurile... sau această experiență nu a făcut altceva decât să vă testeze răbdarea și curajul până la urmă. Pentru că atât dumneavoastră cât și cealaltă persoană
păreți că aveți curaj să mergeți mai departe, chiar și dumneavoastră. Pentru că veți primi semne. Iar odată cu apariția, reapariția acestei ființe în viața dumneavoastră și nu doar la un simplu telefon sau cu un simplu mesaj, ci cu o mutare împreună, vă dă curajul să mergeți mai departe. De ce? Pentru că persoana aceasta și face mai mult decât zice. De data aceasta, persoana voastră face. E terminată să facă o mișcare, să facă un pas clar către voi, nu doar să spună că face acest lucru, ca și până acum. În orice caz, această etalare stă sub semnul clarificării. Se va alege acum, odată pentru totdeauna, ce vrea să facă această persoană, iar intenția sa este clară, aceea de a rupe pisica în două și a veni către voi. Persoane brunețele cu ochii albaștri și cu ochii negri, energia feminină sau grizonată din negru, energia feminină sau poate că energia feminină fiind mai matură s-ar putea să, mă refer la culoarea naturală a părului, să aibă mai multe fire de păr alb, iar energia masculină mai tânără, capricorn, taur, berbec, gemeni, fecioară, pești. Rac, săgetător, capricorn, cred că am zis și leu de asemenea. Răbdarea voastră va fi din nou pusă la încercare. Să știți că spun acest lucru pentru că voi sunteți niște persoane extrem de răbdătoare, persoane care veți răbda și în continuare această persoană, dar nu la modul de extenuare emoțională și fizică, ci este vorba de fapt despre faptul că veți susține cu aceeași bunătate această persoană și o veți înțelege în continuare, pentru că toată această schimbare din viața sa, toată această mutare dintr-un loc în altul, dintr-o locuință în alta, poate, cum spuneam, Doamne ajută și cu dumneavoastră, va necesita o perioadă de acomodare. E, în această perioadă de acomodare sunteți tot voi cele sau cei care susțineți foarte tare această ființă. Ca inițiale D, C, F, G, M, B, C, P, S, de asemenea, W. Haideți să vedem... Eu zic că clar vă veți împăca ce va fi de aici înainte cu această relație. Autoanalizați-vă, dragii mei, dragile mele. Universul vă recomandă să vă analizați, să vă autoanalizați pe voi, să vă analizați puțin poziția, pentru că următoarea perioadă stă sub semnul răbdării, încă îl susțin sau o susțin, sunt alături de el, sunt alături de ea, dar nu uitați, dragii mei, dragile mele, nu uitați de voi și aveți grijă în primul rând de voi, de sănătatea voastră, de sufletul vostru, de bunătatea voastră. Îngrijiți-vă, hrăniți-vă cu iubire, dar nu duceți lucrurile la extrem. Adică încercați să nu mai fiți voi pe al doilea loc și să valorizați atât de tare această persoană încât să o puneți, să o urcați pe un piedestal. Pentru că va fi întotdeauna pe primul loc. Și asta va conduce la un moment dat la pierderea timpului sau la extenuarea voastră emoțională și fizică și toate aceste lucruri posibil să se ducă în partea aceasta a deteriorării relației voastre. Este o atenționare, văd, la cei care au ales această a treia scorpion, rac, pești, de asemenea, văd vărsător, da, cred că sunt cam toate zodiile așa prezente, leul este predomină și balanța. Deci aveți grijă cu ce vă hrăniți și nu vă puneți pe al doilea loc. În această etalare se cere clar o balanță, un echilibru.
între voi și această persoană. Este adevărat că ființa voastră este mai tot timpul cu fundul în sus sau nu este o persoană care, eu știu, neapărat că nu vă valorizează. Îl dădăciți prea mult sau o dădăciți sau sunteți prea mămos, prea mămoasă. Poate și din cauza diferenței de vârstă, dar aveți grijă la voi și mai ales faceți-vă o autoanaliză. Adică să contați și voi, nu numai cealaltă persoană. Haideți să vedem un sfat din partea ghizilor spirituali pentru voi, ca o recomandare. Deci veți avea parte de această bucurie și de acest succes datorită faptului că sunteți altruiști, altruiste. Este ca o binecuvântare, o așteptați de mult, dar cum să vă spun, nu preluați această reușită ca și cum voi n-ați conta. Adică, uite-mă că tot la mine s-a întors, ce mă bucur. Eu atunci trebuie să tac și să-l las în pace sau să o las în pace să-și facă ea de cap sau el, că tot la mine vine. Și să nu primiți chestiunea aceasta cu prea multă umilință, știți? Ia să vedem ce anume recomandare, mă rog, această carte, sunteți gata clar pentru această reușită și lucrurile se precipită în cazul vostru. S-ar putea cât de curând să auziți de această mișcare a persoanei voastre către voi. Veți fi împreună, veți avea această relație de care vă veți bucura, dar nu să fiți dumneavoastră tot timpul în gard, aoleu să nu se supere, aoleu să sunteți foarte overprotective, așa, foarte protectiv, foarte protective cu această persoană și nu este cazul. Este cazul ca voi să fiți și voi să fiți pe primul loc sau cel puțin să existe un echilibru clar între voi și această persoană, pentru că o să vi se urce în cap. Haideți să vedem ce va fi dacă vă veți împăca. S-au întors mai multe cărți, de asta vă spun că aveți încredere, vedeți cum sunt aceste mesaje extraordinare, aveți încredere să nu vă fie teamă atunci când vă enervează, să îi spuneți că vă enervează, fie bărbat, fie femeie. Nu știu, am avut impresia că s-au mai întors niște cărți, dar nu, acestea au fost cărțile care s-au întors. Deci vedeți ceea ce spuneam mai devreme, aveți încredere că nu va pleca. Aveți încredere să și refuzați această persoană când nu vreți să faceți ceva. Deci când nu vreți, spuneți-i. Să nu vă fie teamă, aolo, dar dacă se supără, dar dacă îi spun asta, dar dacă, nu mai cocoloșiți această persoană că nu este cazul și vă spun cu mâna pe inimă că nu va mai pleca foarte, foarte curând sau poate că veți rămâne multă, multă vreme împreună. Cam atât, dragii mei, în ceea ce privește această etalare pe care dumneavoastră mi-ați propus-o, etalare de trio, ce se va întâmpla dacă veți fi împreună sau care sunt gândurile persoanei voastre către voi, ce sentimente au și dacă vor renunța la celelalte persoane. Ați văzut în toate cele trei etalările că persoanele voastre sunt pur și simplu supra-saturate de niște, mă rog, relații pe care în mare parte le țin așa din cauza sau nu știu, datorită, nu știu cum se spun, aspectului acesta financiar. Vom vedea în continuare despre ce este vorba. Eu aștept vești bune. Până atunci vă mulțumesc foarte mult pentru participarea voastră la această etalare. M-aș bucura foarte tare să știu că v-am venit în ajutor cu mici recomandări din partea ghizilor spirituali. Vă doresc o seară foarte, foarte frumoasă. Mulțumesc pentru înscrieri, pentru vizualizări. Mulțumesc pentru mesajele voastre la care încerc pe cât pot să răspund. Mult optimism, credință în planul divin, pentru că universul lucrează pentru binele nostru cel mai înalt. Vă pup, vă iubesc, sunteți în permanență rugăciunile mele. Doamne ajută! Pa!